Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studiourile Onset HDV. O să avem în curând un nou buget al Timișoarei. Discutăm despre acest lucru cu cei care formează alianța majoritară, teoretic zic alianță, căci practic lucrurile nu sunt atât de roze cum și-ar dori în declarații cele două părți, USR Plus și PNL. Invitații mei din această seară sunt consilierul local PNL, Simion Moșiu. Bună seara, bine ați revenit la Press Alert Live. Să rămâinle, bună seara, bine v-am. Și domnul Ovidiu Merian, consilier local USR, care este alături de noi prin apel video. Bună seara, bine ați venit la Press Alert, domnule Merian. Bună seara, domnule Boța, bună seara, domnule Moșiu, bună seara, telespectatorul noastră. Domnilor, aș începe cu o constatare. La ședința de AGA, dacă nu mă înșel, da, la AGA de la Colterm, a existat un schimb la final de ședință, un schimb de replici. Surprinzător, din punctul meu de vedere ca jurnalist. Cei de la PNL v-au reproșat celor din USR Plus, domnule Merian, faptul că nu au existat consultări pe tema bugetului, chiar dacă sunteți într-o alianță, și că s-au trezit cu bugetul în față, pus în față, stabilit de executivul primăriei, fără a exista niciun fel de consultare, negociere politică, și v-aș întreba de ce. Din câte știu, colegii mei de administrație, primarul Dominic Friț și viceprimarul Ruben Lațcău, s-au consultat cu domnul viceprimar Tabără, care are în subordine mai multe atribuții, și din a lui a avut o parte consistentă în buget pentru poliția locală, pentru direcția de patrimoniu, și din câte știu, acum urmează și niște consultări cu grupul PNL. Deci, până să votăm bugetul, ăsta a fost doar un, e doar un prim draft și urmează să mai lucrăm la el. Am înțeles, domnule Moșu, de să te supărați degeaba. Liberalii sunteți supărați, din ce înțeleg de la domnul Rean, v-a supărat așa, degeaba că auziți, domnul Tabără știe totul și e totul în regulă, auziți. Sigur, acum trebuie să îl atenționez pe domnul coleg că bugetul este deja pe site-ul primăriei și noi ne simțim măguliți ca și parteneri, deoarece partenerii noștri au o încredere totală, să nu zic coarbă, vis-a-vis de toate proiectele pe care noi le-am inițiat în anii trecuți, toate proiectele liberale. Deci nu prea, desigur, nu prea aveau ce să ne întrebe, adică toate proiectele sunt în derulare și sunt foarte bune pentru oraș. Deci dânsii, cu toate că la început, în urmă cu câteva luni, au avut un exces așa de revoltă tinerească, ca să zic așa, dar uitați că timpul a rezolvat aceste chestiuni și și-au dat seama că proiectele noastre, și sunt câteva sute, sunt toate bune, deci nu prea au avut așa de comentat sau de ales, și nouă, indiferent ce proiect au ales sau ce proiecte aleg, fiind proiecte liberale, noi nu prea puteam comenta. Deci, bun, atunci de ce ați fost nemulțumiți, domnule Moșiu, în pentru, ședință? Nu era vorba, n-ați înțeles dumneavoastră, în ședință a fost o nemulțumire în legătură cu consultările. Nu, cu consultările, cu lipsa consultării. În legătură cu un punct suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv cu desființarea Consiliului de Administrație. Domnul Moșiu, la final a existat acel schimb la de final, replici. Eu vă zic, la început au fost... Nu, eu discutam de final. Haideți, eu știu că aveți abilitatea de acum de a schimba direcție, dar a fost punctual legat de buget. Domnule Merean, ați fost acolo, ați fost la AGA de la Colter și a fost această discuție, corect? La final de tot în AGA. S-au aprins puțin spiritele, da.
asta. A, deci noi deci, nu ne putem, deci nu suntem deci, supărați. Domnul, indiferent Moșiu, că deci, 10 proiecte, că 100 sau că 300 sunt acceptate de partenerii noștri, sunt bugete liberale. Deci chiar nu ne putem... Bugete liberale? Absolut. Deci toate bugete, proiecte. Pardon, proiecte liberale. Acum, desigur, în schimb, în schimb există în oraș, și acum colegul meu ar trebui să știe asta, vreo sub 20 de consilii consultative de cartier, a căror președinți ne-au sunat și ne-a spus că este prima dată de când se face un buget a orașului, vorbesc după 90, în care dânsii să nu fie consultați. Că noi nu am fost consultați, repet, fiind noi cunoaștem proiectele, nu puteam să zicem nu la nici care. Eventual ca prioritizare, ca să zic așa, că fiecare are câte un buget, câte un proiect de suflet sau un proiect pe care în anii trecuți l-au promovat. Dar vedeți că timpul și înțelepciunea au triumfat și dacă la început, acum câteva luni, nu erau bune niciun proiect din cele importante, mă refer, iată că azi s-au dovedit a fi bune, unele se continuă și altele... Domnule Merean, de ce nu s-au consultat? S-au consultat sau nu consiliile de cartier, mai ales că primarul Dominic Fritz și-a făcut o campanie spunând că nu, eu nu vorbesc fi... de campanie. În campanie, păi, știți domnul, cum... Domnul, da, pardon, da. Lăsați-mă și pe mine să pun întrebare. Vă rog. Deci în campanie se vorbea despre cartiere și importanța cartierelor și acum colegii noastre de alianță, culmea, nu cei de la PSD, spun că nu ați discutat cu cei din cartiere în întocmirea bugetului. Păi, noi tocmai prin bugetul ăsta vrem să... Chiar vrem să punem cu adevărat accentul pe ceea ce se întâmplă în cartiere și tocmai de aia vrem să gândim niște proiecte pentru regenerare urbană în mai multe zone din Timișoara. Adică să luăm o zonă, nu știu, să zicem Aradului sau Torontalului. La Soarelui s-a lucrat acolo mult. Atât că s-a priceput, acum tot în Soarelui. Ar mai fi și acolo de lucru, da. O să conștiți asta. Deci vrem să luăm un cartier și să-l gândim unitar. Adică să nu doar că dărâmăm niște garaje și facem în locul lor niște parcări, ci să gândim un pic mai mult decât atâta. Să ne gândim și la iluminatul public, la legături de pietoni, la parcuri. Să fie un pic niște cartiere care chiar să simți că trăiești. Și de parcuri. Da. Și colegii mei din executiv știu că s-au consultat cu ONG-urile, cu oamenii din mediul cultural. Mai urmează și săptămânile astea niște consultări. O să fie și o dezbatere publică la sfârșitul săptămânii. Auziți, îmi șoptește deci, domnul Moșiu aici că e ceva în neregulă ce spuneți. Executivul, de asta se numește domnul meu executiv. Ei trebuie să execute ceea ce... Dar trebuie să este sugerat de către legislativ, respectiv viceprimar. Am înțeles, dar ei pot să facă la rândul lor consultări cu diversi actori din societate și exact asta și fac. Domnule Moșiu, okay. Domnule Merean, există în acest buget o cifră care mie mi-a atras atenția și vreau să discutăm pe ea. Vă rog. În bugetul pe 2021 se vorbește de o sumă de numai puțin de 86 de milioane de lei, reprezentând restanțe din 2020. Deci facturi neplătite de pe vechea administrație, cum ar fi, ca asta înțelegem, 2020 a fost Nicolae Robu și... 2020, nu știu dacă rețineți, dar noiembrie-decembrie nu a fost Nicolae Robu. Lăsați, deci păi din 12 luni a fost 10, deci a făcut Dominic Fritz 86 de milioane de lei. Da, vă ascult și vă dau un răspuns imediat. Deci, până la urmă, a lăsat administrația liberală datorii de 86 de milioane de lei? De 60 de milioane de lei. Dar nu sunt datorii, cum să vă zic. Restanțe din 2000, facturi neplătite. Da, care se plătesc la 30 de zile, la 60 de zile, la 90 de zile. Gândiți-vă că primăria are acum, până la finalul lui aprilie, cei mai mulți bani posibili.
Deci este firesc să și în privat, adică nimeni nu-ți plătește niște servicii pe loc sau la 7 zile. Se plătesc la 30, la 60, la 90. Facturile restante, exact cum dumneavoastră ați spus, au existat, bineînțeles. În funcție de negocieri și de prioritizări, bineînțeles, au fost și la 4 luni, normal că au fost. Dar nu e o tragedie, deci 60 de milioane pentru bugetul... 86 de milioane. S-au adunat acum, pentru că a fost și noiembrie și decembrie. Eu vorbesc de... Nu e, vi se păi pare... Acum mie îmi spuneți că e Dominic Fritz pe, de vină pentru facturile emise în prima zi că nu s-au plătit, că nu s-au plătit până în aprilie, bineînțeles. Păi bine, pe cine-i vină? Au apucat să se dezbeticească, să cunoască culoarele primăriei. Vă rog, Dominic nu Fritz. Spuneți că au apucat să se dezbeticească pentru că dânsii n-au mers acolo la primărie să învețe. Pentru că atunci chiar nu e în regulă, știți? Domnule Bărean, vă rog, 86 de milioane de lei pentru datorii istorice, ca să spunem așa, datorii din 2020. Nu se știe de când sunt. Din păcate, așa funcționa administrația domnului fost primar. Tot arunca de la an la an datoriile, le tot rostogolea. Și ele, e normală până la un punct, dar mai departe, să strângi de pildă la Colterm sute de milioane de lei datorii, asta nu mai e normal. Primăria la rândul ei e datoare la Colterm. Și asta pur și simplu e un mod în care nu mai putem funcționa. Bun, aveți idee aceste datorii de 86 de milioane de lei ce reprezintă și care sunt cele mai vechi datorii care se vor achita, de când sunt cele mai vechi datorii și unde în această sumă de 86 de milioane de lei, domnule Merean? Nu știu să vă zic exact, dar știu de pildă că la Colterm avem de plată de 50 de milioane, cred că, pe subvenții. Și urmează să trebuiască să plătim și certificatele verzi. Am înțeles. Există o problemă și apropo că tot vorbeam de Colterm, domnule Moșiu, subvențiile pentru serviciile publice reprezintă cele mai mari cheltuieli din bugetul de funcționare, se arată în proiectul de buget, 12,5% pentru Colterm, adică 99 de milioane de lei și 9,5% STPT, Societatea de Transport Public Timișoara, 74 de milioane de lei. În orice oraș sunt subvenționate atât agentul termic, cât și transportul în comun. Desigur, Coltermul ar trebui să facem o emisiune separată. Colegul meu are dreptate parțial. Primăria n-are 50 de milioane, are mult mai mult datorie la Colterm. Iar nu discutăm de Colterm, dar dacă doriți discutăm. Pentru a se eficientiza Coltermul trebuie mărit prețul la timișoreni. Este simplu. Păi bun, și asta nu s-a făcut de ani de zile dintr-un calcul evident politic. Păi nu s-a făcut pentru că este... Nu, n-ați făcut chestiunea asta dintr-o chestiune de nepopulară. Calcul politic. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Bun, avem apropo de sume... Se spune că, domnule Moșiu, că tot spuneați că de unde sunt banii aceia. Din 58,4 milioane de lei sunt pentru facturi neplătite din 2020 pentru bunuri și servicii. Și aceste bunuri au fost achiziționate și servicii în prima parte anului mai mult decât în ultimele două luni. Repet, deci despre asta domnul discutăm. Boza, 50 de milioane până în aprilie pentru primăria Timișoara, credeți-mă că nu reprezintă o sumă prea mare. Eu sunt convins că până la finalul aprilie primăria în mod normal, îmi pare rău că nu sunt informat acum, dar na, puteți pe domnul Bodo eventual să-l abordați, adună undeva în jur de 400 de milioane de lei. Deci este cea mai propice perioadă de încasări la orice primărie, nu numai la Timișoara. Pentru că sunt taxe și impozite, redevenți de la TVA, de la guvern. Domnule Merean, deci sunt bani. Se adună foarte mulți bani. Asta spune domnul Moșiu. Până la 1 mai. Vă rog, domnule Merean. Da, da. Tocmai asta voiam să spun, că foarte bine a punctat domnul Moșiu. Noi am redus
pe bugetul ăsta din 2021, cheltuielile cu bunurile și servicii față de ce se bugetase în 2020 cu 41%. Și de acolo vine o scădere a cheltuielilor. Cum ați reușit să faceți scăderea cu 41%? Procentual sună foarte mult. De unde ați tăiat atât de mult? Explicați-ne concret. Deci eu asta nu pot să știu, poate colegul, că nu am participat la... Păi dacă așa sunteți colegi de alianță, dacă... Da. Absolut! Da! Deci au hotărât USR-ul, dumneavoastră aflați la televizor, domnule. Nu, noi ne bucurăm, da. Spre binele orașului, dacă este așa. De unde 41% tăieri pe bunuri și servicii? Nu știu să vă zic chiar toate detaliile, că nu am studiat linie cu linie bugetul. Dar știu că domnul primar dăduse chiar exemplu celor de la, au scăzut de la plachete și fanioane niște sume care erau... Auziți, de la 800.000 de lei la 120.000 de lei, aia e o chestiune, scuzați-mă, până la 41% din bugetul total de 10 de milioane de lei e altceva. Oricum pe funcționare, domn director, dacă permiteți, 56% mie mi se pare destul de mult din total buget. Bun, există o chestiune, domnilor? Bugetul de funcționare l-am redus cu 10 milioane de lei față de 2020. 56% din total buget previzionat pe 2019, cu toate că taxele au crescut în 2020. Deci e o ciudățenie că avem un buget similar cu cel din 2019. Dar, mă rog, e istorică și... Este pentru că bugetul din 2019, cred că asta știți. Bugetul este similar cu cel din 2019. E 286 de milioane de euro. Bun, aici avem o chestiune și vă întreb cât este calcul cu adevărat, hai să zicem, de economisire și cât e calcul politic și de imagine. Deplasări interne, externe, diurne, protocol, o scădere de la 860.000 de lei, domnule Moșiu, domnule Merean, la 130.000 de lei. O instituție ca primăria, pentru toate deplasările aparatului, îi va ajunge 130.000 de lei? Sau e doar o chestiune de imagine? Acolo sunt banii, domnule Vos. Asta întreb, dar astea sunt date ca... Da, în 2021 se previzionează mai puține deplasări decât în anii trecuți, că probabil, na, uitați, și eu sunt acasă, dumneavoastră sunteți acolo, da, asta e, pandemia asta ne ține pe toți pe loc. 100.000 de lei la o primărie ca Timișoara... Aia vă întreb, ajunge... Bun, și atât cât și la exemplele pe care le dați, astea două sunt. Nu mai sunt altele care să justifice acel procent uriaș de 41% și vă întreb că cei de la PNL spun, domnule, noi nu știm, n-am văzut. Vă întreb de unde vin, dacă știți să ne spuneți, deci nu știți exact de unde vine această reducere de 41%. Domnule Merean. Da, nu știu să vă zic linie, chiar linie cu linie partea am înțeles, de funcționare. Poate ne va spune primarul Fritz la un moment dat. Dar putem discuta și de proiecte. Și de bun, până la proiecte vreau să vă întreb altceva. Am observat o chestiune foarte importantă și este cea a puzurilor. Vorbiți, domnule Merean, de puzuri pe zone, pe cartiere și așa mai departe. Întrebarea mea fundamentală și cea mai importantă este alta. Niciunde în această prezentare de buget nu am văzut o discuție serioasă despre închiderea PUG-ului, Planul Urbanistic General, și de având odată PUG-ul, chestiunile de pus să vină. Iară se întâmplă altfel decât ar trebui, iară interesele imobiliare sunt puse în prim plan și PUG-ul Timișoarei rămâne suspendat pentru ca niște băieți deștepți, indiferent de culoare politică, să-și facă mendrele în Timișoara, căci nu am văzut nimic despre PUG, ci doar despre puzuri. Cred că este o linie și pentru PUG, parcă 150.000 de lei, dar din câte știu, PUG-ul ăsta este blocat la Consiliul Județean, mai e nevoie de acolo de niște avize, dar nici puzurile astea nu sunt niște chestii de neglijat, pentru că ele vor reglementa zone mari din Timișoara și exact asta își propun să facă, să nu mai lase dezvoltarea orașului
în mâinile diferiților actori care n-au neapărat interesul public în minte și să se ocupe primăria de asta și să facă puzuri pe arii mari din Timișoara și atunci să avem o dezvoltare coerentă de aici încolo. Domnule Moșiu, n-avem pug? Administrația liberală a reușit să țină pugul Timișoarei blocat? Eu nu pot decât să zâmbesc, bineînțeles. De când sunt consilier local, am atras atenția, atrag în continuare, eu m-aș bucura ca noua administrație să rezolve această problemă, doar că nimeni nu dorește să avem un plan urbanistic general. Nici măcar primarul Dominic Friț? Nici dezvoltatorii. Nici primarul Dominic Friț nu își dorește? Păi primarul este sistem. Deci nici dezvoltatorii, ba, probabil că își dorește dânsul. Și domnul Robu și-a dorit, și domnul Ciuhandru și-a dorit cu jumătate de gură. Dar știți, dezvoltatorii nu-și doresc, da? Evident. Executivul primăriei nu-și dorește. De ce? Păi cum de ce? De ce nu-și dorește executivul primăriei? Pentru că primărie? Un pug este o chestiune foarte exactă. Deci atunci nu mai pot să interpretez nici adică numărul nu mai de se locuri dau... de parcare, nici înălțimea deci, la nu cornișă, se pot, nici numărul de apartament. Deci nu se mai pot rezolva lucruri pe șpagă, asta spuneți. Păi bineînțeles. Gândiți-vă că pe vremea domnului Ciuhandru, na, acum hai și pe coleg. Hai și pe vremea lui Robu. Dar ascultați-mă un pic. Haideți și pe vremea lui Robu. Se știa. Că vă dau niște exemple. Dacă voi ai un puz... În vremea lui Robu, la cine trebuia, trebuia să te duci? Trebuia să mergi la două persoane la domnul Robu. La cine? Acum ne-am redus la o persoană. La o persoană? Da. Dar cine era în vremea domnului Robu? Păi acum nu contează cine era. Domnule, spuneți-ne cine rezolva puzurile. Dar în timpul... Auziți, bun, dar în vremea lui Dominic Friț, stați puțin. Da. Spuneți că... Dar nu vorbiți în vremea... Vorbiți de parcă Dominic Friț a fost acum 10 ani. Nu, e acum. Spuneți-mi cine rezolvă puzurile în administrație. Da, Moșiu, râdem, glumim, dar să fim exact în informație. Dar suntem foarte cine exact în informație. Cine este persoana care în administrația lui Dominic Friț, sub conducerea domniei sale, rezolvă puzurile? Păi puteți observa puțin ședințele de Consiliu Local și sunt anumite persoane care se abțin la vot când e vorba cine? De un puz. Cine? Cu subiect și predicat. Păi spuneți-mi cine s-a abținut ultima oară. Eu nu am avut nevoie, dar domnule, vă spun, Moșiu, în fiecare cine s-a administrație, domnule, băieții deștepți știu la cine să apeleze. Bun. Nu credeți că s-a schimbat ceva acum. Primele trei luni, deci, toată lumea a fost în stand-by. O secundă, domnule. Trei luni, patru luni. Deci acum ați văzut, s-a reabilitat tot personalul de la urbanism, tot personalul de la, ziceți, de la arhitectul șef, de la patrimoniu. Eu aici în emisiune v-am zis, sistemul va acapara și pe noi veniți. Și deja s-a întâmplat. Bun, deci domnule Moșiu, deci nu credeți cine că... s-a abținut de la vot de la USR Plus? Eu nu, repet, nu ne cunoaștem atât de bine ca să-mi dau seama. Mi-a tras atenția și mie un ziarist. Mi-a zis, măi, omul ăla se cam la ce se... Păi ce i-ai apus? Domnule Merean, cine se abține din grupul dumneavoastră la când e vorba de puzuri? Că asta sugerează domnul Moșiu, nu, că sugerez, un consilier local... Domnul Moșiu a sugerat faptul că domnul Robu a închis ochii la șpaga ce se desfășura sub ochii dumisale. Eu asta am înțeles. Nu, eu am sugerat că sistemul se continuă. Nu e nicio schimbare. Păi tocmai ce dumneavoastră a zis, că s-au schimbat oamenii de la urbanism, sunt făcute în primărie exact de aceiași oameni și de pe tipul lui domnul Robu și de pe tipul lui domnul Ciuhandru, de care dumneavoastră n-ați auzit. Exact aceiași oameni. Deci nu au venit o echipă de nouă, de la un alt partid sau de pe Marte în primărie și să zică gata. Nu mai trebuie să dați niciun telefon la nimeni dacă aveți de făcut un puz, o autorizație de construire. Și 8 ani n-ați reușit să... Totul pe 3 tase cum sunteți dumneavoastră obișnuit și să vă iese. Nu se întâmplă asta, stimatul meu coleg, și știți bine că e așa. Știți bine că bun, nu deci s-a în 8 ani n-ați reușit să schimbați asta? Nu, păi nu 8 ani, au trecut 6 luni. Toată lumea s-a așteptat. Digitalizare, face îndreptate, nu mai nimeni, nu mai mișcă, numai 3 luni a durat. Atât. 3 luni. Acum sistemul e identic. Acum vom face concurs pentru arhitectul șef?
Da, na, eu sunt totuși curios să aflu care cine l-a câștigat. Concursurile s-au câștigat de aceleași persoane, pentru că, haideți să fim serioși, noi nu putem, nici eu, nici dumneavoastră, nici domnul primar, nici viceprimarii, nici nu știu care consilieri, care nu știu de unde sunt, nu poate să facă nimic fără aparatul primăriei. Iar în aparatul executiv al primăriei există profesioniști. Credeți-mă. Deci așa sunt oameni, nu de 2 ani sau de 3 luni sau de 6 luni, sunt oameni de 10, 15 ani care chiar își fac treaba. Deci chiar își fac treaba. Dar este... Eu știu că acum a fost un concurs și este un nou director la urbanism. Un nou director, e același. Cum e un nou? Bun, domnilor, am o rugăminte. De unde e nou? Și urmează și un concurs pentru Architect Chef. O secundă. Păi și e nouă, doamna, chiar o știu foarte bine. Nu e nouă deloc. Ea lucrează în primărie de minim 12 ani. Cum e nouă? Bun, dar nu era la urbanism. Asta e ideea. Bun. Domnule Merean, domnule Moș, da, o secundă, că nu să... discutați. Haideți să lămurim. Da. Vreau să lămuresc. Domnule Merean, nu mi-ați răspuns la întrebare. Cine este colegul dumneavoastră de grup care se abține la votarea puzzle-ilor, pentru că domnul Moșiu aici în studio sugera că acolo ar fi centrul de interes că... în ceea ce privește aprobarea puzzle-ilor. Cine se abține din grupul consilierilor USR la proiecte? Vă repet ce am înțeles și eu, că domnul Moșiu sugera că se lua șpagă sub administrația precedentă a domnului Robu pentru a se aproba anumite puzuri și că la... pe vremea domnului Ciuhandu erau două persoane care luau șpagă, dar pe vremea domnului Robu că dacă vorbiți de șpagă, credeți-mă că... Dar dumneavoastră ați vorbit, nu eu. Nu e grav, este foarte grav. Dacă mergeți la primărie, la urbanism, la patrimoniu, pe birouri, veți vedea așa teancuri de dosare, așa. Orice dosar de acolo nu înseamnă că este ceva ilegal în el. Dar contează dacă e la etajul 10, dacă e la parter sau la mezanin sau la subsol. Asta contează. Nimeni nu-și mai permite azi să facă ceva decât la limita legalității. Se face la limita legalității deoarece nu există un pug. Da? Și atunci nu se respectă 20% spații verzi, nu se respectă parcările, nu se respectă compartimentarea, nu se respectă cornișa, nimeni nu se gândește dacă pe strada respectivă canalul ăla face față la două blocuri sau nu, dacă alimentarea cu apă face față asta sau nu. Asta se întâmpla și în vremea domnului Robu, domnule. Da, bineînțeles. Până în 2024, de asta zis, nimeni nu are interes convins că normal că se întâmpla și pe vremea lui domnul Robu. Domnule Merean, cine e consilierul local? Domnule Merean, aveți vreun coleg al dumneavoastră din USR Plus care se abține când e vorba de puzuri, așa cum susține domnul Moșiu? Da sau nu? Se abține doar în cazul... O secundă. Nu de toate puzurile. În general, acum, un coleg care se abține mai mult când e vorba de puzuri. Aveți sau nu aveți? Se abține dacă e cald. Da, cred că avem. Pe cine? Dar nu asta contează. O secundă, domnule Moșiu. Pot să fac și o emisiune acum consider. Da, vă rog. Domnule Merean, cine se abține? Se abține un consilier doar dacă este în discuție un plus la... Eu v-am întrebat așa. Cine este consilierul local care s-a abținut la puzuri? Un nume. Dacă știți. Este. Stai să-mi duc aminte că ultimele voturi au fost online. Și nu știu exact cine s-a abținut. Că a schimbat domnul Diaconu sistemul și nu mai este cu ridicarea mâinii, ci votăm online. Și nu se vede rezultatul. Am înțeles. Deci nu știți. Domnule Moșiu, dumneavoastră de unde știți dacă era vot online și sau... Păi da, fiecare consilier anunță, adică cei care sunt în incompatibilitate de a vota, atunci se anunță că se abțin. Cine dintre consilierii locali USR Plus, domnule Merean, a spus că este incompatibil și nu va vota? N-a votat arhitectul Negrișanu, da. Cine? Arhitectul Negrișanu, da. N-am înțeles cine. Arhitectul Negrișanu. Arhitectul Răzvan Negrișanu.
Am înțeles. Și mie mi-a atras cineva atenția. Repet, cum a spus colegul, noi vedem așa un 2 pe 3 niște... Na. Deci spuneți că acolo ar fi nou centru de interes și de centru de control? Nu, centru de control a rămas. Deci centru a rămas. În noua administrație spuneți că s-a mutat la USR Plus acest centru care era la Nicolae Robu? Există, știți cum se numește? Efectul de magnetism. Deci subordonații se adună în jurul șefului. Să nu uităm, azi există în primăria Timișoara, e un întreg proces de așa zis evaluare a personalului, atât a șefilor, cât și a subalternilor. Adică e așa o panică printre executivul primăriei, pentru că cineva vine și îi evaluează, da? Păi e firesc respectivii să se adune în jurul noilor șefi, nu? Deci e firesc, că... e uman chiar. Deci, domnule... Este noua reevaluare, acum. Deci acum, când noi discutăm, așa cum a spus domnul coleg, prima dată nu dau examen. Sunt evaluați șefii de vine noua organigramă. Sper vine noua, exact. Deci vă dați seama, e o panică maximă acum în primărie. Deci, nu? Domnule, nimeni nu ridică vocea la vreun șef. Domnule Merean, domnul Moșiu aici în studio spune că domnul Negrișanu este noul șef. N-am zis cine, eu nu știu cine. Uitați, din aproape în aproape am ajuns la numai acest nume. Colegul dumneavoastră de partid ar fi noul centru de putere, ca să zic așa, în ceea ce privește puzurile în Timișoara. Este sau nu este? Aveți informații? Credeți că e adevărat? Că e o minciună ce spune domnul Moșiu? Păi, din moment ce nu votează, nu văd cum preia puterea. Da, adică... nu e niciun centru. Păi, deci spuneți că nu... Spuneți că nu e nicio problemă. Domnia sa nu votează, spunea domnul Moșiu. Domnul Moșiu, lăsați să se înțeleagă... Deci nu votează. Că nu votează pentru că ar avea interese. Nu, este incompatibil. Ca să dacă nu dânsul... există nicio discuție, dacă omul lucrează la un pus, mi se pare firesc să nu-l voteze. Și asta și păi face. Asta lăsați să se înțeleagă și colegul dumneavoastră de alianță. Că trec puzurile care sunt făcute de cineva care este la putere, care are colegi în executiv și numai acelea trec. Asta am înțeles bine? Deci, domnul Boța, repet, dosarele sunt așa și multe pe birouri. Vă invit la primărie să vedeți. Contează la ce nivel știți de unde se scoate un dosar? Nu este nimic ilegal. Deci numai că dumneavoastră puteți aștepta după un puz un an, de obicei 2 ani, poate mai mult de 2 ani, și alții un pic mai puțin nerăbdători. Și, da? De asta vă zic, asta ar însemna o administrație eficientă, să nu mai trebuiască să apelezi la X, la Y, la Z, să-ți treacă, adică tu pentru banii tăi trebuie să o iei stânga, dreapta și aștepți cu banii și nu-i poți folosi, pentru că ți apare un puz în loc să apară în, nu știu cât să zic, 6 luni, 6 luni e o chestie extraordinară, ți apare într-un an și 6 luni. Când materialele de construcții deja s-au scumpit cu 20%, o să avem un pug. O secundă, și, vă rog, domnule, nu o să mai avem discuții. Domnule Merean, vă rog. Deci eu sunt convins că până în 2024 o să avem un pug aprobat, inclusiv de dumneavoastră în Consiliul Local, și atunci nu mai avem atâta. Eu mâine l-aș aproba. Nu e un termen prea îndepărtat 2024, domnule Merean? Suntem în 2021. Trebuie să-și întrebe colegii. Nu e cam îndepărtat 2024? Am zis că până atunci. Nu înseamnă că va fi și în 2024. Am înțeles. Eu mă aștept să fie mai repede. Mai sunt câteva avize și după aceea... Vreau să închei subiectul acesta, dar vreau, domnule Merean, înainte să am un punct de vedere de la dumneavoastră. Cum vedeți ceea ce spunea domnul Moșiu, care spunea cu subiect și predicat, că anumite puzuri sunt favorizate și puse pe listă și avansate
Consiliului, către Consiliul Local și au un parcurs mai rapid și întâmplător, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, întâmplător, sunt ale colegului dumneavoastră de partid. Habar n-am cum se face distribuția acestor puzuri. Eu, pe mine mă interesează să fie niște puzuri care să servească interesul public, să fie cu bun simț. Depinde care public, domnul coleg. Public sunt și 5 persoane, și 50, și 100, public și 200. Public înseamnă marea majoritate a Timișorenilor. Aia deja intrați în ape tulburi. Cu marea majoritate, uitați oglinda, cazul de la oglinda. Deci, păi nu l-am votat. Majoritate... Nu l-am votat. Oglinda, uitați, n-a trecut. Nu? Foarte corect, da. Corect. Numai... Na, mă rog. Numai ce, domnule Mușu? De ce oftați? Oftez pentru că se perpetuează, vedeți, un accept din ăsta care chiar... Așa cum a spus colegul meu, marea majoritate nu îl merită. Adică, domnule, și acum, după atâtea chestiuni, atâtea, Timișoara trebuie să fie ștrangulată în anumite zone pentru că cineva are interes să, na, să câștige cineva. Câțiva, domnul Moșiu, iar... când știți că este o ilegalitate, mergeți ca o cetățean, nu știu, faceți o plângere penală și... Gata, cred că mă confundați cu plângerea penală. Vă las pe dumneavoastră. Chiar mă confundați. Nu mă ocup nici eu cu asta. Nu mă ocup nici eu. Păi atunci eu nu știu. Eu nu mă ocup cu așa ceva, pentru că nu este sarcina noastră. Noi trebuie și suntem acolo să apărăm cât putem cetățenii de un sistem care de multe ori îi neglijează. Vedeți consiliile consultative de cartier care nu au fost băgate în seamă și au trecut 6 luni de la alegeri. Deci sunt, nu mai rețin câte, acum 15 sau 18, oamenii aia nu se simt băgați în seamă. A fost unul din proiectele dumneavoastră de campanie electorală. Dar desigur că a merge în cartier înseamnă să aduni probleme. Și asta e prima fază. Dacă când mergi a doua oară, trebuie să le și rezolvi. Și aia e foarte greu, vă spun. Proiectul nostru este greu. Să avem manager pentru fiecare cartier. Și asta păi o să se întâmple cu noua organigramă. Dacă nu are buget, ce să mai facem un post în plus acum? Mai un manager? Nu ajunge că aveți 8 consilieri. Mai luăm? Știți câte cartiere sunt? Cred că sunt vreo 16. Ce facem? Mai încă 16 șefi? Nu o să fie șefi oamenii aia, o să fie oameni care deja lucrează în primărie. Ce o să fie cu oamenii care deja lucrează în primărie și care se ocupe fiecare de câte un cartier? Hai să vă zic cum funcționează, că a fost o premieră la noi în România, adusă, dacă nu mă înșel, de domnul Adi Orza din Franța. Consiliile consultative de cartier au un președinte, au un secretar și... nu pot să zic din lună în lună, dar din 3 în 3 luni s-au efectuat ședințe cu personal din executivul primăriei și viceprimari sau chiar primari dacă erau foarte mulți erau și cetățeni. Cât consilier da? Alocat deci, fiecare, în aceste ședințe consiliu. S-au notat probleme. Problema nu a fost așa atunci. Problema a fost când te vii după 3 luni și... Nu ai buget. Problema și e că și buget, acele nu mai vii la cetățenii. De asta atenție cu șefii și cu cartierele. Nu este simplu. Acele consultative au fost puse pe butuci în ăștia 8 ani care au trecut. Au fost politizate. Trebuie să recunoașteți că spune de membri PSD și acum 6 luni ce s-a întâmplat cu ele? Acum 6 luni ce s-a întâmplat cu ele? Mă întreabă oamenii, eu n-am un răspuns, că nu... Există de și zic, cineva din primărie o care o să fie oameni din primărie, exact, care o să se ocupe de fiecare cartier, oameni care deja lucrează acolo, nu o să fie nu știu ce șefi inventați de nu știu unde s-au aduși. Oamenii o să țină legătura cu consiliile consultative de cartier, o să meargă în cartier, o să știe problemele și... Și după ce dăm și drumul la bugetul? Buget. O să dăm drumul și la bugetul participativ în anii care vin și atunci acolo aia înseamnă alți bani care vor fi dedicați micilor lucrări în cartier.
Va fi interesant când 15 cartiere se vor bate pe o anumită sumă, atunci va fi interesant cum se împarte. Desigur, dacă teoretizăm de totul, e mirific. Dar noi trebuie să coborâm și în stradă, știți? Altfel facem ca și, nu știu dacă agrează vreun sport. Aici în Banat se numesc ghibiți, începând de la șah, la table, ghibiții întotdeauna știu mutarea cea mai bună. Sau în tribune. Cei din tribune marchează și se pricep la orice sport. Problema este dacă viața îi face să se întoarcă pe teren. Și atunci văd că e o mare diferență între tribună, birou sau teren. Asta se întâmplă azi aici. Noi teoretic suntem buni la orice chestie. Dar ați văzut... Păi haideți să vă fac o propunere. Lidia, mai de Bogdăneștilor, mai nu am măsurat un trotuar, mai o... Vedeți? Pe laptop totul e verde, au crescut și iarba și gladiole și copaci. Eu vă propun să facem în Consiliul Local un regulament pentru Consiliile Consultative de Cartier, prin care să le depolitizăm. Pentru că ele au fost puse pe butuci tocmai de politizare, pentru că și acolo și-au băgat partidele oameni. Total de și-au băgat partidele oamenii acolo și 8 ani nu s-a mai întâmplat nimic cu ele. Bine, acum cu depolitizarea aia, știți că noi am avut o discuție cu voluntariatul, care... Da. Depolitizare, repet, teoretic, totul e depolitizat. Teoretic. Domnilor, v-am lăsat câteva minute și n-am intervenit în discuție ca oamenii să vadă cât de bine funcționează alianța PNL-USR în Timișoara și, de fapt, cum ajunge să comunicați pe probleme importante mai mult în emisiuni decât să vă întâlniți. Apropo, domnule Moșiu, domnule Merean, când v-ați întâlnit ultima oară într-un format complet USR Plus și PNL, toți consilierii locali, dacă ați avut vreo întâlnire, să discutați pe chestiuni de administrare a orașului? Fiind până la urmă cei care decideți. Da, am avut, de pildă, uitați, am vorbit cu domnul Nelu Popa, primarul de la Reșița, cu primarul de aici din Timișoara, despre proiectul de tren regional. Eu vă întrebam, dumneavoastră, consilierii locali, PNL și USR Plus, nu de domnul Popa de la Reșița. Eu vă întrebam cu colegii noastre din Consiliul Local. Cu colegii noștri am fost. PNL cu grupul USR Plus de consilieri locali, cele două grupuri, s-au întâlnit în aceeași sală să discute câteva ore pe prioritățile orașului de când ați format această majoritate? Acum, nu, au fost și condițiile care au fost, dar eu știu că liderii noștri de grup se întâlnesc săptămânal. Domnule Moșiu, liderul de grup la PNL cine e? Eu îi dau dreptate colegului, am mai zis în emisiuni, dânsii sunt mai teoreticieni, noi practici, e o perioadă acum în care se pare că totuși mai trebuie să fim prudenți. O perioadă, o lună, două, trei, deci, na. Ce anume? Stați, ce... Păi fiind pandemie, dânsii sunt, le, nu știu, au o anumită reținere de a ne vedea. Poate că cine, au dreptate cei de la chiar. USR au o reținere. Da, păi noi peneliștii ne întâlnim. Ne întâlnim și cu PSD-iști. Domnule, Merean, nu, vă e frică să vă întâlniți cu cei de la PNL față în față să discutați? Datorită pandemiei, nu? Datorită pandemiei, bine. Aveți o problemă? Să se reglementările. Să nu ne întâlnim mai mult de nu știu cât acum. 6-8 oameni. Ei, asta e situația. Dar este toată lumea asta. Vă puteți întâlni. Bun. Acolo a fost bosă. Doamne, am stat distanțat. Ferește. Da, merge bine alianța, văd că merge foarte bine. Vreau să discutăm. N-avem probleme, normal. Da, văd. Se vedem discuții. Da, doar că cine avem încredere, șpăgile, adică... În vremea lui Robo, acum s-a mutat, a spus domnule Moșiu că s-au mișcat. Colegul meu zicea de șpagă, eu n-am zis. Domnia sa spunea de șpagă, eu îl citesc pe domnul Mărea. Nu mi este, nu am vocabular cu asemenea cuvinte, șpagă. Na. Domnul Merean spunea că în vremea... Păi trebuie să derulăm jumătate de oră înainte. Poftiți? Să vedem ce a zis domnul Moșiu. Să derulăm jumătate de oră înainte, să vedem ce a zis domnul Moșiu. Eu am zis de șpagă? Da, da, cred da. Cred că nu.
A zis că erau două persoane pe vremea domnului Ciuhantu și doar una pe vremea domnului Robu sau ceva nu de genul. Au avut o influență, dar mențin punctul de vedere. Nu. A zis de șpagă, nu influență, de influență. Anumite persoane, nu două, câte vreți dumneavoastră și nouă. Și nouă ar fi bine, pentru că atunci e o paletă mai largă. Da? Au o influență de a rezolva anumite chestiuni în primărie. Nu cred, crezi că asta e la Timișoara numai? În orice primărie din țara asta e la fel. Bine, haideți să discutăm, domnilor, puțin și de investiții. Nu știu ce vă surprinde sau nu știu ce. La USR e fără hoție, fără corupție, sunt fără surprinși nimic la orice chestiune, dar sunt aceiași oameni. Deci sunt aceiași oameni și de la Ciuhanu și de la Robu, pentru că nu poți lucra singur. Asta dânsi și trebuie să înțeleagă. Nu poți lucra doar de pe laptop, să faci un pod, să faci un pasaj, să faci un bulevard. Trebuie să lucrezi cu oameni. Iar oamenii ăștia sunt buni, răi, cum sunt. Și mulți sunt profesioniști, repet. Și dânșii au descoperit. Domnule Merean, în ultima perioadă au descoperit și uite, îi repun pe funcții exact pe aceiași oameni. Deci în afară de consilierii aia pe care săracii de ei, nu știu, da, noi îi primim cu brațele deschise, că așa e Timișoreanu, în rest sunt aceiași oameni în primărie. Nu au venit Merean, de nu știu unde, nu știu cine. O secundă. Domnule Merean, investițiile sunt acolo trecute ca mare prioritate și dar înainte de emisiune, uitați colegul dumneavoastră de Alianță, de asta spun că nu vă prea întâlniți, era foarte supărat domnul Moșiu că un proiect important, spune domnia sa, cel puțin de imagine, ceasul floral, corect? Da. Nu este bugetat. Știu că domnul Moșiu pe subiectul ăsta a avut și o luare de poziție în Consiliul Local lunile trecute. Și în vechiul Consiliu Local și în vechiul și tot așa are autorizație de construire. Bun. Întrebarea este dacă discutați cu liberalii, cu ei aveți majoritatea oficială, nu se puteau evita astfel de lucruri? Vă răspuns, o să-l dau eu când termină, colegul. Acum nu se pot include chiar toate proiectele în anul ăsta. Sigur, să fie prinse în buget. Dar eu zic să terminăm mai întâi lucrurile la Parcul Civic, de care ne-am reînceput chiar zilele astea. Și după aia, parcul ăsta, ceasul floral e chiar acolo lângă. Haideți să vină și lui vremea să-l terminăm până în 2023, eu știu. Auziți, domnule Moșiu, că până în 2023 se rezolvă. E totul simplu și la obiect. Noi nu facem decât să ascultăm partenerii noștri. Dânsii au spus că nu putem trata individual o stradă, un parc, un nu știu ce. Parcul civic este acum în amenajare. Nu știu dacă domnul coleg știe sau colegii dânsului sau cineva din conducerea primăriei că ceasul floral este așa, desparte o alee de parcul civic, da? Deci nu este undeva în Freidorf sau la Pădurea Verde. Deci este o alee, îl desparte, în spate la Bega. Nu știu dacă colegul știe sau colegii dânsului știu unde este acest ceas. Este în spate la parcul civic. Domnule Moșu, cu tot respectul, spuneți că domnul Merean nu știe nici măcar... Păi un colega dânsului mi-a explicat că nu este un proiect important, nu are sens să-i spun că știe bine cine și că... În momentul în care i-am explicat că în Geneva toate traseele turistice pleacă de la ceasul floral de acolo, că sunt doar vreo trei în Europa, mi-a zis că poate pleca un traseu turistic de oriunde. Păi da, poate să pleci și de la Lupoaica. Care e problema acum? Păi de la nu, pești. Lupoaica, știți cine a făcut cadou Lupoaica? Acum da, știu. Păi bine, acum poate să fie anumite persoane simpatizanții acelui personaj. Dar ceasul floral este o realizare 100% făcută de timișoreni, atât ca și mecanism, și ca idee, și ca și construcție, și datează din 1970. Toate cărțile poștale, toți străinii, toți românii, sau anumiți, să zicem, majoritatea își fac o poză cu ceasul floral, fiind unic în România. Acum există o autorizație de construire, domnul director și stimați spectatori, există o autorizație de construire care dacă expiră
Iarăși mai stăm nu știu cât pentru o sumă simbolică. Autorizația este făcută. Ceasul în spate au avut o cofetărie. Păi puteți face adică, o... în primul rând, reprezintă un pericol. Scuze că n-am terminat. Ca să iarăși foarte important. Sunt niște copii frumoși care și merg liberi cu schietul și chiar liberi, exact, liberi, liberi. Da, care merg cu schiet, cu biciclete, cu trotinete și sunt în pericol pentru că ceasul floral are domnule structura Moșiu, de rezistență. Păi, eu mă bucur că domnul Moșiu... Da. Vă rog, domnule Merian. Da, da, mă bucur că zicea domnul Moșiu de tinerii care merg pe skate, că skateparkul e promis în Timișoara de ani de zile. Și tocmai de asta vrem să facem acum în zona Ușoda, să o revitalizăm, apropo de zone importante din Timișoara. Știți ce ruine e acolo și ce mizerie și așa mai departe. Să facem un bazin de not, terenuri pentru alte sporturi și skatepark. Să arate altfel zona aia, care acum e absolut deplorabilă. Și ăsta este una dintre investițiile la care ne gândim și care sunt prinse în bugetul pe anul ăsta și putem să vorbim și despre alte investiții. Proiectul e la mine, la USA. Bun, vreau să vă întreb așa, având în vedere doleanțele colegilor de alianță în cazul de față domnului de aici de față, v-aș întreba așa, se poate face la buget, să, pe filă, să treceți acolo, să faceți un amendament, să intre și ceasul floral, să nu se supere colegii de alianță, că... Nu deși trebuie să facă, noi trebuie să facem. Da, să ne spună domnul Moșiu exact cât costă și de unde să tăiem banii ăia. Auziți, domnul Moșiu, de unde să se taie banii respectivi? O să le spun cu plăcere, o să vadă. Iar apropo de USODA, mai avem 3 minute să explic colegului. 2 minute. Deci proiectul de la USODA, un draft de proiect, îl am personal cu ajutorul unor arhitecți și băieți simpatici. Există. Dar... nu știu dacă dumneavoastră ați fost pe acolo. Sunt vreo 40... E o discuție privată. Sunt niște impedimente clare de mediu. Cum se poate face proiectul de la USODA? Uitați, vă zic un pont. 3 sau 4 nivele de parcare, bazinul de not sus, bazinul de not sus, pentru că jos n-are nicio șansă că trebuie stâlpi, da? Iar lângă o parcare pentru autocare și un teren de sport. Și atât. Deci skate-ul și asta poate fi făcut dincolo vis-a-vis de Curtea de Conturi pe Republicii, unde s-a și păi început. Păi tot în zona aia, e tot în zona aia. Dar da, bineînțeles, aia, pe partea vorbește cealaltă. Toată zona aia s-o pe partea cealaltă. Da, știu, partea cealaltă e la 200 de metri. Ar fi perfect la... să se facă. Copiii așteaptă păi de exact mulți ani asta. Pentru asta, exact asta o să fie prinsă, e studiul de fezabilitate prins în buget. Dar USODA e mai complicată decât asta. Credeți, vă stau la dispoziție, există nu un, zic un simplu, proiect, bineînțeles. Nu zic că e simplu, dar arhitecții o să se ocupe de chestia asta. Cine? Proiectanții, eu știu cine se ocupă de proiectat asemenea baze sportive. Da, e o întreagă, dezbatere aici. Văd că sunt tot felul de comentarii pe Facebook. Domnule Moșu, vi se spune că să nu mai mormăiți că în timp ce vorbește domnul celălalt invitat că se aude fără microfon să vorbesc. Se aude și ce să vezi, nu șoptește domnule Bridariu nimeni întrebările, era o chestiune doar de a stabili cine vorbește înainte, căci având un invitat în online și unul în studio e puțin mai greu. Domnule Bridariu, uite când te uiți la comentarii, v-aș întreba domnule Merean, în condițiile acestea să înțelegem că proiectele de dezvoltare și vorbim de zona USODA, vor intra anul acesta și în execuție? Nu. Păi știți și dumneavoastră că un proiect are un ciclu de viață. Nu-i adică bine. Trebuie făcut un studiu de fezabilitate, trebuie făcut proiect tehnic și după aceea se execută. Bun, deci mai durează. Deci nu are cum să intre anul ăsta. Păi nici nu e bugetat cum să intre în execuție. Întrebam. Păi nu e bugetat. Deci nu este studiu SF, de fezabilitate, nu e, mai durează. Oh. Până în 2024, nu? Terminați până în 2024? Trebuie să-l terminăm pentru că trebuie să-l facem pe PNRR. Și pe PNRR trebuie terminați banii până am 2026. Înțeles. Bun.
V-aș întreba așa ca și concluzie, domnilor, totuși când vă luați inima în dit să vă adunați deopotrivă liberal și cei din USR Plus, pentru că văd aici în emisiune și am preferat la un moment dat chiar să stau deoparte că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui, ba mai mult văd că comunicarea o faceți în emisiune și îmi dau seama că în termen real nu există o comunicare în interiorul alianței și că, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, această alianță funcționează așa în virtutea inerției sau dintr-un calcul politic. Domnilor, o ultimă întrebare. Votați bugetul, trece bugetul. Domnule Merean? Și normal că să-l votăm, da. E un buget propus de administrația Fritz și eu cred că o să și treacă, da. Bun, domnule Moșiu, trece? Eu acum, final, ca să vă demonstrez că totuși suntem parteneri, la insistențele domnului viceprimar și ale noastre, se va face și va fi bugetat stadionul Lego de la Optica din Buziașului, se va face stadionul și baza sportivă din Lipovei, care au fost scoase pur și simplu acum câteva luni. Deci, în urma, repet, a insistențelor noastre, domnul Tabără, domnul viceprimar, a avut discuții cu domnul primar și iată că și aceste discuții, să zicem, contradictorii, sunt constructive și duc la realizarea unor obiective foarte importante pentru Timișoara. Deci, mergem înainte și normal, cum adică, sigur că votăm bugetul, nu pot să nu votez bugetul. Bine, domnilor, mai am o ultimă întrebare. Uitasem de acasă și ne-am luat cu bugetul când aveți Consiliul de Administrație, îmi cer scuze, adunare generală la Piețe S.A. după Colterm, este a doua societate cu mari probleme. Când se va convoca AGA la Piețe S.A.? Aveți vreo idee? Eu știu că o să avem AGA la SDM pe 22 aprilie, dar la Piețe încă nu știu exact. Bine, domnule Moșiu? Nu știu nici eu, este AGA la SDM, o firmă foarte solidă și care sperăm că va primi de lucru. Plină de liberali? Deci, care, SDM-ul, de ce aoleu, plină de liberali. Dar ați fost cumva la dânsi la sediu să vedeți cum arată sediu? Am spus doar că plin de liberali, am spus că merge rău. De ce a sărit așa? Bine că spus teamă de că vine USR Plus și își pune oamenii și vii pe afară? Normal că își pune, că nu credeți că, eu nu știu, iar discutăm, o luăm de la început. Depolitizare, dar cu oamenii noștri. Nu? De ziceți că ai dumneavoastră colegi de alianță, vor să vă schimbe oamenii, să-i pună pe ai lor. Păi tinerii aia frumoși și liberi de pe stradă, credeți că pur și simplu cât mai au răbdare? Cât credeți că mai au răbdare? Noi n-am ținut AGA, ați văzut, n-am ținut AGA la Piețe după ce s-a schimbat directorul, n-am mai ținut nicio AGA la Piețe. Auziți, domnule? Tinerii aia frumoși și liberi vor o administrație care să facă treabă, nu una care își pune oamenii prin toate colțurile. Dar sigur, bineînțeles că vor să intre exact. În administrație la mulți stat. Dintre ei că, au, nu vor să intre, că au locuri problemă. De muncă în privat. Nu e adevărat. Mulți, uitați-vă și la mine și mai sunt mai mulți, au locuri de muncă bine plătite, suficient de stabile și n-au sunt nevoie de... Sunt convins că oricând ați face schimb cu un post de șef la stat, vă spun eu. Dacă nu sunteți convins, veți vedea într-un an. Nu sunt foarte convins, să știți. Bine. Bine, doamnelor și domnilor, pe final de emisiune, încă o mostră despre cum funcționează lucrurile în Alianța USR Plus PNL în Timișoara. Domnilor, vă mulțumesc, vă aștept și la alte dezbateri, sunt convins că avem multe de discutat, sunt probleme importante, până la urmă, baza este în Consiliul Local, căci acolo este forul deliberativ, nu e așa? Să vedem ce o să fie și după buget. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Ne revedem mâine seară la Presa Alert Live. Până atunci rămâneți pe presaalert.ro pentru a afla cele mai importante informații și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră, sfâșie. O seară nebănuită!